sunt deloc săracă pentru că am o mână și un picior. O spune Olga Baltaga, o pensionară din localitatea Ghelăuza, raionul Strășeni. Din cauza unei boli de care suferă din copilărie, femeii i-a fost amputat un picior, iar o mână s-a deformat. Acum bătrâna supraviețuiește dintr-o pensie de puțin peste 2000 de lei. Chiar și așa însă, bătrânica este optimistă și iubește viața. La ei săi 83 de ani, Olga Baltaga spune că este încă tânără și tare speră să ajungă cu bine la frumoasa vârstă de 100 de ani. Eu susțin, eram 83 de ani. Eu să sunt liberă, să ne ajung, aha, să mă gândesc că ca mâine eu n-am pâine, trebuie după pâine și trebuie să ne ajungă pâine de tată pe noi prin iar pensia. Dacă asta e a treia mâna mea, cu asta împac patul, cu asta îmi scen pe jos. Țintuită în scaun cu roțile, pe Olga Baltaga am găsit-o în timp ce făcea curățenie în gospodărie. Bătrâna locuiește foarte modest, într-o casă veche, bătrânească. La casă e a treia mâna mea. Cu asta împac patul, cu asta scen pe jos, cu dânsa fac tăcerea. Cu dânsa am urmărit când eu fac patul. E greu, uite, e bine asta, nu fac că nu e luat, e pus, dar așa cât e greu, dar fac, nu faci nimic după mine. Eu să nu-i fac. Acum mă arăt cum să faci patul. Dacă așa, deștieni, așa eu dorm, apoi când pune acă, îi pun așa ian, de-a știin frumos, că mă șep iar cu aslante. Așa se și frumos și aici, că mi se nu-mi place dacă e cum trebuie. Olga Baltaga spune că a ajuns în scaun cu rotile din cauza bolii de care suferă încă din copilărie, osteomielita, o maladie care îi distruge oasele. Bătrânica spune că odată cu vârsta, boala s-a agravat. În 2007 ea a rămas fără picior, iar o mână s-a deformat. Ați spus că aveți poliomielită de la 3 ani. Da. Nu ați fost la medic atunci? Mama spune că era tamar și război, dar eu sunt 40 și război, s-o punță în pașuna. Și tamar pașuna, pași 2, de la 3 ani e zbognavă. Tamar încă război în Mieric, în 45, când s-a terminat război în 45. Mama spune, nici medic nu era. Și nu știu unde să ducă și să fac cu mine. Cum să mă lecuiască. Mama tot tânără și știe unde e. Fără picior de când ați rămas? Din 2007. Din 2007, la 7 noiembrie, țin minte că mi l-au tăiat în oncologia, la Chișinău. M-a dus fratele acolo și m-am găsit un medic care zice, lasă-o. Era și inima la mine prea așa bună, dar omul făc și m-a scăpat. Fără picior, dacă eram cu picior, eram de mult moarte, că era gangrenă de acum. Era urâditat cu mine. Așa mulțumesc, dar fără picior, dar fără dureri de-am.
dacă acum. Cum vă descurcați fără picior? Cărușorul. Cărușorul mă duce. Cărușorul în toate camerele. Aici camera băietului, am asta camera mare acolo, asta camera mea acolo. Le-am fac mâncare, când vine bine, adică ne-au pus să pot să masa e jos sus, ca să pot eu lua cu casule, să pot pașe și mâncare și ne pot așa ca să-mi bine ea inimă. Din ogradă ieșiți? Tot adică mă ajută. Mă ajută și mă dă pe beton om și stau dimineața, mă zic că e cald, dar mă uit prin, nu vreau. Ies apar, sara mă scoate eu de-acă dimineața. A, nu-i se la noi că nu poate lucra și așa între Iurea și Burian și da el. Aveam patrajeri frumoase, întotdeauna grădină frumoasă, bă, ce e. Aș face de-a mă ia, dacă s-a mai dedicat dacă de ești tu. Cine vă vizitează? Dacă vreau să mă spuneți, la noi în mahală nu-i nimeni. Oamenii îți duci tăți. Îți duci după hotară. Și un singur tot bătrâniat bine fără picior, nu, e tot cu picior, dar e mere în cârjă. Și mai el mai vine și mai vizitează, dar așa n-am pe nimeni. Femeia locuiește împreună cu fiul său, Oleg, care are grad de invaliditate. Bărbatul în vârstă de 56 de ani suferă de o boală la inimă. Oleg o ajută pe mama sa cu ce poate. Bunăoară aduce lemne din pădure sau lucrează cu ziua prin sat. Pensia bătrânei este prea mică ca să supraviețuiască. Nu suntem mulțumiți noi bătrânii cu așa o pensie, într-adevăr. Am la bătrâneză, ne-a întreb, nu când eu muri, oricând eram tânăr, atunci putem singur să-i împac. Dacă nu lucram aici, mai lucram dincolo și ceva, adugonisem. Dăm la bătrâneză, aștept cineva să-i dăie. Mă ales eu că nu pot îmbla. Un bătrân să mă duc și poate la magazin care are picioare, dar eu își fac. Și așa aștept cineva să vii să ne aducă. Și așa acum. Oh, așa e, bătrâneță, ani grele, da. Atât de frumoasă viața, vă spun adevărat. Eu vreau să trăiesc încă. Cum nu-i nea de greu, dar vreau să mai trăiesc încă. Așa, cu greutățile astea, da, aș mai trăi încă bucțova aia încă. Aș mai crește și nepoți dacă n-am. Aș vrea. Nu de băitoar și el 57 de ani, am un interdeu și lui, dar... Aici eu hrănesc câini. În fiecare dimineață, în fiecare seară, aici îl dau mâncare. Na, vin cu așa. Na. Așa mă de le mâncare. Na, hai vin, mama, na, păpușă, că hai vin și-ai mânca. Nu știu, mănâncă. Cumpărăm, ce să facem, păi n-ajunge. Cumpărăm crupii de grâu, de ce, de orz, de ce mai este, și rănim de ceva și fără câini la casă, tot nu se poate trăi. Aveam 3 câini și 2 mâți, 2 motani. Motani, tot găsit să aduc, aleg, eu găsit miței, pe buriene și ale mamea că am adus, m-am să-i hrănim. Și am auzit motani mari, frumoși aveam. Ce pensie aveți dumneavoastră? 2300. Vă ajung? Și dacă da, pentru ce? Ne ajung, nu ne ajunge pentru că la pensia asta nu mai eu, și aleg seara acum. Mai avem niște nuși care mai dăm toamna, străcăm și dăm niezul și ăla mai grămădim, nici o leac de colo o leacă. Numai că, dar așa, dar nu știu ce am face, nu? Nu ne ajunge, nu. Vreau să mă sunt liberă, să ne ajung, aha, să mă gândesc că mâine eu n-am pâine, trebuie după pâine și trebuie să ajungă până de tătă pe noi prin iar pensia. Păi da, cum așa? Și la până așa mai trebuie și o bucăță, că ceva să mănânci. Mai trebuie și o măloi, și o... Dar numai asta trebuie și nu trebuie în gospodărie. Un detergent, un șampon, un... Asta atât bani. Dar trebuie. Și până și... Știi și doresc eu pașii.
știam cum, pe unde ajunge, pe unde ajunge, dar vrem pașii. Sănătate, că asta e principalul la om, ăștia două, a restul omului pașii. Pe unde mai bine, pe unde mai rău, trăim. Ori îi zice cu asta, existăm. Dar n-am mai văzut nici munte, nici sănători, nici odată m-am dus eu cu mătușa cei care la Cineau. Am fost la Sergiev, că eram tânăr atunci, că eram petrișcan, eram. M-am dus eu Sergiev, că am fost, am trecut limanul și am dat și eu leacă mare. Atât așa am văzut în viața mea, da. Da, și am văzut eu. Cu avionul am zburat. Pe bicicletă am mărs, pe toate i-am mărs, așa că în viață ca între cele le-am împlinit. Cu trenul am mărs, da, da. Și cu avionul important e că ați vrut. Cu avionul am zburat, dar de unde am zburat? Ei, din Chișinău în Râmnița, ca cu o soră trăie. Și era tu, nu știu, poate și acum aș vind avioane astea, nu mai sunt așa, nu mă cred. De copii ar trebui. Da, atunci era de aici, cum se spune, cucuruzii și nimice, nu știu. A, cu asta ați zburat? Da, da, era un fel de așa la mititele, aici se margă, le arată, aici de parte, să nu vă Chișinău Râmniță, numai că. Atunci am mitit câțiva oameni între sunt mereu. Nu eram precoase, altul sistem, îi duc la avionul. Bă, ce munță pe televizor, da. Am vrut să trăiesc bine, să am bărbatul meu. Cum bărbatul? Să am bărbat, să am familie, acasă am vrut. Numai că familia, el a murit. De grabă, băietul, ia cu a lui, ia ca așa, bolnav și el și da. Nu prie. Și am vrut, nu s-o prea împlinit. Ei, da, totuși mulțumesc că am ajuns la vârsta asta și cu tot cu chinul ăsta, eu încă nu stau la pat, bar fost Dumnezeu, stau la pat. Asta e principalul. Că într-o mă duc, ne-am luat eu și-mi trebuie caldarea, o eu în mână, duc. Trebuie ca apă, dar ne-a dus băietul, ne-a dus cele pe lângă mine. Bătrâna povestește că toată viața a lucrat încă de când era copil. Visul ei a fost să devină farmacistă și nu s-a gândit vreodată că la bătrânețe va avea o asemenea soartă. La câte zile de bolnavă, dar am lucrat în poștă 26 de ani. Poșta Moldovei, la Sășeni, acolo am trăit așa în Sășeni. Cât eram mică, la de 17 ani, încă la firmă, îngrijătoare de viței. La 17 ani lucram eu. După asta m-am lucrat la iepuri, la firma de iepuri, tot la noi. Nu s-a tam avut. Și așa am lucrat. După asta m-am dus la poștă, de-am cu poșta. Acolo, la început am lucrat 3 ani de zile poștar la noi, de la Uza Poștaș. După asta, acolo, în Strășeni m-au oprit, că eu îmi plăce lucrurile toate. Și să nu ies o probărtaci cu zarșament, am un moldovenește nostru, dar noi atunci toate documentele ne-am barut să le facem. Și în sortirovcă, și în adel de stoapte am lucrat. Mai scurt, unde mă puneau, eu acolo lucram. Și la urmă am lucrat în chiosc, de-a mă vindem. Gazete vindem, și de da. Dar tot aceeași poștă moldovea, tata. Și așa am lucrat eu între 26 de ani. Parcă îți parcă 26 de ani e puțin, dar de fapt pentru mine e puțin, cred eu trecut. A fost lucru interesant, lucru care mă interesa, era viața, era între lume multe eu eram întotdeauna. Și era interesant, dar mea singurică, Dumnezeu. Dacă aici eu fac mâncare, ea așa ne-a pus fiorul, să fie bine. De la început făceam mâncare pe masă, dar vine rău, vine, da, Doamne, să iau o casulă cu cerbiță, puteți să mă opăresc. Dar copilul meu, Aleg, al meu, a zis așa, mamă, spun și-a la mai jos, să-ți vie bine, să iei, să poți faci, să nu te opărești, să nu te... Așa că mulțumesc lui, eu fac mâncare ea ca aici ea. Așa 30 ani avem și așa vrem să lucrez.
tată, du-te rog și vorbești cu șeful firmei să mă prindești pe mine. Și s-a dus tata și vorbești când mă prind, îmi pare că împărăteasă. Cum a fost lucrul la fermă? Era viesel, era frumos lucru, era frumos. Chiar bine, pentru mine, vârsta aceea, eram cu minte copilărească încă la 17 ani. Și îmi plăre cu viței cei care uitam de dânsă, îi îngrijăm curat, îi puneam bidonaș cu lapte, era special tăcut. Și eram ocupată și îmi pare bine, vinem țara acasă, obosită, de lucru, mai nici nu vineam mânca. Dar îmi pare bine că eram între oameni și lucram și eu, sacul copiii, că dacă am fost nou în casă, prima soră, cum aveam soră din 38 și din 40. Ei le-au lucrat, dar vrem și eu să lucrăm și eu cu capica mea, nu mama și tata. Că la nouă copilaș trebuie o hăniță, trebuie o călțăminte. Și noroc de dâși că nu au fost oameni cei care vine și orice vărtăne, n-am avut și voi la 40 de ori, tata abia. Și două vași am avut în o gradă și era proste. Este un sat la noi care zice, tata l-a udată de un alt, și măgear mă și așa oameni cum la vinte, să aibă așa jite cum ar și ar merge râuri de lapte ar curge. Da. Ați fost harnic? Fost tata harnic, tata și mama. Fost, pentru că să ai jite trebuie și cu o să-ți aduni fânul ceva. Trebuie fân, trebuie. Ei, cum a făcut tata, da, Dumnezeu să ierte. Eu crescut pe toți ne-au pus la cale. Fiecare din, suntem șase frați și surori am fost. Din toți frații ăștia, fiecare au profesia lui și profesia, mai profesia. Care tractorist, care șofer. Unul dintre ei a fost la bine cu vertolotul. Lucra la un bac cu stropitul ăsta. Ca nu și mehanic, și mai lucra cu, nu știu, cu fost vingheloza cu vertolotul. Și lui tata eu stochit și ea cu vertolotul. Da. Și în opțiu, frate, o terminat juridic, a fost avocat. Eu la poștă, tot așa, fiecare, care și cum un povoz, un sovoz, șoferi. Și așa din tot am lucrat, n-am fost nimeni în casă să nu lucreze. Familie de gospodar. Mulțumim că am fost, n-au fost. Că sunt, da, într-adevăr. Tata ne-a învățat să muncim. Pe muncă omul se proslăbește. Pe muncă omul se face om cum scade. Dar dumneavoastră, câte clase ați finisat? 11. Nu, 6 ani, dar nici n-am terminat. Nici n-am terminat 6 ani. N-ați făcut facultate, colegiu? Nimic, nu am făcut, nu. Dar ați vrut? Am vrut, dar m-am măritat și s-a terminat facultatea. Dar ce facultate ați vrut să faceți? La împărăție farmacia, farmaceutic. Olga Baltaga spune că pe timpuri în satul Ghelăuza era altă viață. Mahala era plină de copii, activau școli, sătenii cultivau livezi, oamenii aveau de lucru. Acum însă satul moare. De jur împrejur se văd doar case pustii și terenuri lăsate în paragină. Am crescut cu rușă eu. E mic copil între rușă am fost. Și cumnată de-a mamei rusoacă din Sibiria. Altă cumnată ucraineacă din Ucraina, a mamei. Eu m-am simțit bine. M-am simțit bine și parcă ne ajunge tăcerea. Orică era tate ieftine, de fapt. O cămașă bărbătească era undeva 2 lei. Când era cea mai scumpă, 5 lei, cum am spus, eu, cum 5 rubli era, de fapt, atunci era rubli. 5 rubli o cămașă bărbătească, băi, eu ce să mai scumpește. Dar pe aia, cum aia, când ești scumpi, trebuie bani așa. De 2 lei și poate fi, numai după asta, cu ce de chibriți să iei altceva, nimic, așa poate să iei, că eu îndeu cu ce ia. Da, 10 lei, mare 10 lei, că 10 pachete acolo, pachetele. Așa că ce poți să iei? Până 8 și 10, 10 lei, da.
E greu, mai greu și să mai spun. Mâncăm așa mai... mai poate vrei ceva mai bun, dar dacă nu, nu e. Facem și șese. Un borș, fasole, să avem un borș cu fasole și mai multe carne. Mai mâncăm noi și carne, dar e carne îmbătrânește. Așa că mâncăm lactate, le am la bătrânețe, ne am trebuie numai lactate mai mult. Că am copil mic el. Carnea nu pe merge nici dinții nu sunt, dar... n-am nici poftă de carne, nu. Odată când eram, iubim, oricare nu putem. Când am trăit în Strășani, avem până la 120 de iepuri. Și tăiem și punem și afumam, ținem păsări multe, curși, gâște și porci îmi ținem. O singură, dar dovedem, avem un hectar și 800 l-am și acum mai am, că după mine ies hectarul ăsta, l-am dat la un nepot. Să aibă el grijă, treaba ta, păi ce vrei. Drept, ne-a dus și el câte un... ne-a dus și o loibă, ne-a dus ceva de la hectarul ăsta. Să mulțumesc de nepotul ăsta al meu. E brava el. Și de așa la hectar mă ținiem. Punem răsărită, o jumătate hectar. Porumb punem. Și avem și o loi, și o făină de popșoi. Și mai bindem și abia acolo. Am trăit. Și am așa, de-aia nu pot lucra. Care are hectar, de-aia mă e hectar de toate spărloagă. Și nu mai lucrează nimeni, că tineretul e plecat, rămas în sat niște bătrâni. Dacă acum, și avem noi, înainte era școala, s-au dat copii râzând, strigând, cum ieșea la repaus. Dar mâine, dacă e tot la noi școala, nu lucrează. Puțini copii și închis școala. Și nu s-a aude nică. E parcă e mort satul. Nu-i veselie nică. Până cât de greu trăie atunci, dar țin eu minte când de mama se grămădeu. Se grămădeu așa să numeau dată, a doua zi de sotul Vasile. Vasile cel mitez, cel la babă. Că atunci nu era rod domuri de ăsta, maternitate, oricum se mai numește. Și o babă era în sat care era moașă și cea la moașa și ea. Și la moașa aceea se grămădeau femeile de tot satul. Și auzeau cântând, într-o margine acolo cânta alte femei, altă margine sat, alte femei. O veselie. Era omul cum trăie, dar era bine. E ceva așa. E bine și acum, dar mai bine era atunci. Da. În Ghelăuza am întâlnit persoane care oferă o mână de ajutor oamenilor în etate. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, tătulea! Bună ziua, domnul Andrei! Bucuroși de... de oaspeți! Bucuroși, de unde-s bucuroasă de voi? Tot de unde-s bucuroasă? Cum te simți azi? Să vă vedem. E ca o bătrâne că mă simt eu, așa e, bătrâneță. Cum a trecut săptămâna? Ca așa, 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 și mai bine, și mai rău. E, e bine, mai bine. E bine, da. De asta ne bucurăm că e bine. Ne bucurăm că arătați bine astăzi. Azi... fiind că noi venim la dumneavoastră, mătan... Eu susțin, eram 83 de ani. Nu așa, foarte. Ne tare ne mândrim cu mătale. Știm că sunteți foarte nu-mi place să plâng ochi când am ce eu, oricât bătrân, nu. Eu susțin, așa, așa. Optimist să fii noi să luăm pildă de la mătan totdeauna. Avem multe lucruri de învățat, așa oricum. Suntem tineri și trebuie să ajungem și noi la așa o vârstă frumoasă, ca matale, să fim tot atât de pozitivi. Bătrâna din ce în ce mai greu. Nu se poate deplasa afară, e greu, fără ajutor nu poate să iasă afară și în casă... singură, zi de zi, nu avea nici condiții bune de a ieși afară, dar noi am fost bunivoitori cu dumneavoastră și am găsit sponsori ca să putem face un tramp pentru a ieși afară. Să, cât de cât să... Ce aveți în termen tramp? Uitați-vă, că aici s-a turnat tot beton, s-a făcut asta ca ea se poată ieși mai ușor, că aici nu era. Aici era pietruș și mult mai jos. Ca să o scoată, trebuie să cineva să o ridice ca să o scoată afară.
dar eu acum o ții de căruț și ies mai mult. Și e adică pe aici, pe o gradă, să duci pe la parc, să întoarci înapoi. Are nevoie igiena personală, mai ajutăm la spălat capul, fiindcă ea de sine stătător nu poate, deoarece e limitate mișcările în mână. O ajutăm la igiena personală, verificăm glicemia, dar este responsabilă, numai că, vă zic, are nevoie permanent de susținere, atât morală cât și materială. Deoarece pensia este mică și nu poate să-și permită să întrețină casa. Olga Baltaga ne-a invitat la toamnă în ospeție să mâncăm pere din grădină. Bătrâna spune că în sat nu are pe cine să servească și fructele se strică pe copaci.